Drumuri bune, fără gropi, fisuri și denivelări. Acesta este principalul lucru care le atrage atenția turiștilor de îndată ce trec frontiera cu Uniunea Europeană. De altfel, cu asfalt de calitate sunt acoperite nu numai autostrăzile și drumurile naționale din Europa, dar și cele de importanță secundară. Toate drumurile europene au intersecții denivelate, bine gândite și indicatoare rutiere care asigură o deplasare confortabilă și un nivel optim de siguranță. Marcajele rutiere, parapetele de protecție și iluminarea drumurilor ușurează circulația pe timp de noapte. Locuitorii țării noastre care au călătorit prin fostele republici din blocul socialist priveau cu invidie cum în țările din vecinătate se construiesc noi autostrăzi și se repară cele vechi. La sfârșitul anului 2010, peste 60% din drumurile țării noastre au ajuns într-o stare deplorabilă, multe dintre acestea nefiind reparate de zeci de ani. Din cauza stării proaste a infrastructurii rutiere, orice călătorie prezenta un real pericol atât pentru transportatori, cât și pentru călători. În aceste condiții, reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri naționale a devenit o necesitate, iar partenerii de dezvoltare, inclusiv Uniunea Europeană, au alocat fonduri substanțiale. Aproape 45% din banii alocați de Uniunea Europeană sunt destinați pentru reabilitarea drumurilor. În anii 2009-2014, investițiile totale în infrastructura rutieră a constituit 600 de milioane de euro din fonduri externe și 5 miliarde lei din bugetul național. În 2009-2013 au fost reabilitate 16.900 de kilometri de drumuri naționale, locale și intravilane. Din fondul rutier, în acest an au fost alocați de 5 ori și jumătate mai mulți bani decât în anul 2009. Lucrări de reabilitare și reconstrucție se desfășoară pe direcția Chișinău-Bălți, Chișinău-Giurgiulești, Chișinău-Ungheni și Chișinău-Cahul. Câteva trasee deosebit de importante, cum ar fi cele de pe direcția Chișinău-Hâncești sau Chișinău-Orhei, au fost deja reparate și date în exploatare. Lucrările au fost executate de către companii specializate cu renume mondial în domeniul construcției și reparației drumurilor. Atât șoferii, cât și pasagerii au simțit pe deplin beneficiile unor drumuri bune. Cred că aș putea menționa plăcerea de a conduce. Chiar mă simt mai în siguranță, având delimitat exact banda pe care trebuie să o conduc eu și fără să merg stresat să conduc alegând care groapă ocolești prin care dau. Drumurile bune vor face Moldova mai atractivă și pentru companiile specializate în transportul de mărfuri și călători. Beneficiile sunt într-o ceea că nu se defectează camioanele așa des, nu suntem numai prin autoservice-uri să reparăm la fiecare rută, tot trebuie, venim, tot facem una alta. Eu socot că dacă ar fi drumurile mai bune prin Republica Moldova și mai multe camioane în tranzit or merge. În total, până la sfârșitul anului 2016, cu alocări din fondul rutier și finanțare din fondurile europene, în Moldova urmează să fie reabilitate peste 600 de kilometri de drumuri.